Pe scurt, asta mă enervează. Mă enervează când sunt în ospiție și am observat că ciorapul e rupt și trebuie să scund gaură în așa fel că nimeni să nu observe. Mă enervează când pun atent căștile în buzunar și când le scoți sunt mega tari încălcite. Mă enervează când vreau să strănut și nu strănut. Așa mă enervează când stau pe YouTube, privesc diferite videouri și într-un moment dispare internetul. Mă enervează când merg la bucătărie și mă împiedic. Mă enervează când o oră caut telefonul și până la sfârșit îmi dau seama că e la mine în mână. Mă enervează când telefonul este descărcat și nu pot să stau pe YouTube. Mă enervează când vreau să mănânc ceva gustos, deschid frigiderul, nimic gustos nu văd, îl închid, după iar îl deschid, poate găsesc ceva și supărat închid frigiderul. Mă enervează când ai pus telefonul l-a încărcat și peste 2 ore el s-a încărcat nu mai mult de 11%. Mă enervează! Mă enervează când stai lăsat în pat cu telefonul în mână și îți cade telefonul pe față. Mă enervează când mă joc în Fortnite și în acest moment intră tate și îmi spune să merg la magazin. Mă enervează când n-am bani și nu pot să-mi cumpăr un pachet de chipsuri. Mă enervează când privesc un serial și se termină chipsurile. Mă enervează când m-am lăsat în pat, dar am uitat să sting lumina și încerc să o sting cu perna. Mă enervează când scap telefonul de mâini, mai ales cu ecranul în jos, dar îmi place că nu s-a spart. Pe scurt, asta mă enervează. Prieteni, și scrieți în comentarii, pe voi ce vă enervează cel mai mult? Prieteni, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Primul care o să găsească o să apară în următorul video. Iar câștigătorul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!